Încă un duel din Liga a doua pentru gruparea CSM Slatina. Fotbaliștii slătineni au luptat pentru puncte în deplasare cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Cu toate că au fost lipsiți de contribuția jucătorilor importanți, precum Ionuț Mitran, Robert Gherghe și John Mondragon, suspendați, fotbaliștii lui Dan Oprescu au demonstrat o rezistență și determinare de neînvins, obținând victoria cu scorul de 2-1. Toată săptămâna am pregătit meciul cu încredere în victorie, pentru că statistica spunea că Turul Pandurii Târgu Jiu sunt una dintre echipele care au mai multe puncte față de jocul prestat, să zic așa, în comparație cu noi, care statistica spune că avem mai puține puncte decât jocul. Așa că, din punctul meu de vedere, noi eram o echipă mai bună decât Viitorul Pandurii, nu trebuia decât să transpunem acest lucru pe teren. Meciul următor, care va avea loc în cadrul ultimei etape din sezonul regulat, va fi împotriva echipei CSM Mioveni, o confruntare care se anunță extrem de interesantă și importantă pentru ambele echipe în ceea ce privește poziționarea în clasamentul final. La fel ca și pe celelalte, le abordăm la victorie. Vrem doar să avem parte de un arbitraj echipistan, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat la ultimul meci jucat acasă cu Reșița. Am vrea ca să avem parte de un arbitraj corect și, bineînțeles, să fim mult mai pragmatici, pentru că la Liga a doua e foarte important ca atunci când ai o ocazie două să reușești să fructifici măcar una dintre ele. Cu această victorie de la Târgu Jiu, CSM Slatina a reușit să facă un salt semnificativ în clasament, urcând 3 locuri și stabilindu-se pe poziția a 12-a.